dintre rasele bișon, rasa malteză este cea mai veche. Exista în epoca faraonilor. Urme ale acestor câini s-au găsit în Egipt și în Grecia cu 350 de ani înaintea erei noastre. În mormântul lui Ramses al II-lea s-au găsit statuete ce reprezintă acest tip de câine. Sunt atestări din care rezultă că era cunoscut în Italia în epoca împăratului Claudius, în anul 45 înaintea erei noastre. Aristotel îl numea favoritul doamnelor. Autorii antici remarcau deseori frumusețea rasei. Grecii erau atât de îndrăgostiți de această rasă încât au construit chiar monumente funerare pentru ei. Un tablou al lui Titian, pictat în 1576, reprezenta un maltese foarte asemănător cu cel de astăzi. A fost câinele cel mai îndrăgit în Evul Mediu, în epoca renașterii și continuă să fie și astăzi. Este un câine mic foarte elegant, cu aspect pătrat. Capul este proporțional față de corp, craniul lat și plat, bot destul de lung, proporțional față de craniu, acoperit cu păr lung, nas mare și negru. Ochii sunt rotunzi, mari și negri. Urechile de formă triunghiulară, de lungime medie, sunt acoperite cu un păr bogat, lung și lăsate pe lângă cap. Coada este destul de lungă, purtată rulat deasupra spatelui și acoperită cu păr bogat. Părul este lung, fin, mătăsos, des, strălucitor și foarte bogat și acoperă întregul corp, capul, coada, picioarele, până la labe. Este alb curat sau sidefiu și purtat cu o cărare pe mijlocul spatelui. Este un câine inteligent, vioi, isteț, jucăuș, foarte prietenos, sociabil, sensibil. Este ascultător, afectuos și foarte devotat stăpânului, iubitor și răbdător cu copiii, dar destul de precaut și vigilent cu străinii. Se înțelege bine cu alți câini și alte animale din gospodărie. Blana acestui câine necesită periaj și pieptănat zilnic și spălat regulat. Se va îndepărta părul crescut în exces la colțurile ochilor, în urechi, dintre pernuțele de la picioare. Nu năpârlește în mod obișnuit, dar părul mort se înlătură prin periere. Părul de pe frunte se prinde cu o bentiță sau fundiță pentru a nu acoperi ochii. Petele de lacrimi pot fi șterse dacă sunt inestetice cu soluții speciale. Este un câine care se simte foarte bine într-un apartament, alături de un stăpân iubitor, afectuos și care are suficient timp zilnic pentru a îngriji câinele. Are un nivel de activitate scăzut, dar nu refuză când și când o plimbare mai lungă. Are nevoie de socializare și dresaj. Este un câine inteligent care vrea să facă pe plac stăpânului, sensibil și de aceea dresajul se face cu ușurință. Trebuie să fie blând și consecvent. Este un plăcut și afectuos companion,